În căutarea tezaurelor vii ale culturii populare, poposim astăzi din nou în județul Alba, zona cea mai generoasă din Ardeal în ceea ce privește păstrarea tradițiilor și meșteșugurilor din vechime. Alexandru Pal, bine ne-am reîntâlnit. De această dată suntem acasă la voi. Aveți foarte multe tezaure umane vii declarate de Ministerul Culturii. Aș vrea să te întreb, care e contribuția Centrului de Cultură Augustin Bena în a promova și a motiva meșterii populari și nu numai, să ducă mai departe zestrea materială și imaterială a noastră ca români? Da, județul Alba, într-adevăr, este județul cu cele mai multe tezaure umane vii declarate de către Ministerul Culturii. Un program necesar și foarte important pentru cercetarea, promovarea, dar mai ales valorificarea patrimoniului cultural, material și imaterial din România. Centrul de Cultură Augustin Bena, din subordinea Consiliului Județean, contribuie foarte activ la promovarea acestor tezaure umane vii prin înființarea claselor și revitalizarea claselor de meșteșuguri tradiționale, de dansuri tradiționale în județul Alba și se bucură de o prezență importantă, mai ales în rândul tinerilor. Ne bucurăm, într-adevăr, iată și prin prezența dumneavoastră aici, de o colaborare permanentă cu Televiziunea Română prin emisiunea Tezaur Folcloric a postului TVR1, prin Arhiva Vie a postului dumneavoastră pe care îl coordonați și ne bucurăm că toate aceste tezaure umane vii au început să fie prezente, dacă nu chiar foarte prezente, pe posturile naționale ale Televiziunii Române. Pe Valea Arieșului Mic, la poalele muntelui Găina, alături de vestiții dogar și de turnicărese, l-am găsit și pe Nicolae Coroiu, ultimul rapsod al țâmbei, un instrument pe cale de dispariție pe care îl mai găsim doar în cătunele din Avramiancu. Sunteți un tezaur uman viu al județului Alba. Vreau să vă întreb... Bine ați venit la noi! Vreau să vă întreb... Ce avem noi pe masă? Aici, în fața dumneavoastră, se află un instrument popular, arhaic. Se numește în local țâmbă, dar e din familia țiterei. E adus, nu se știe de când, de câteva sute de ani, de țăranii noștri, de holongări, cum se numeau țăranii noștri care lucrau pe țară și reparau butoaie sau construiau din nou și de acolo, de pe la Sași, au lucrat, au luat modelul, au văzut, dar nu era modelul ăsta, cumva mult mai larg, mai scurt și ăștia, noții noștri, fiind inventivi, l-au transformat după mintea lor, așa, ei actualizat. Erau specializați, de fapt, specializați în lemn. Da. Și care sunt ajustările care le-au dus ei? Prima dată era din lemn de brad. Foarte simplă, fără, asta e o țâmbă dublă. O mai adăuga pe urmă. Care erau mai bogați și aveau bani, dădea la meșter să le facă țâmbă dublă și depinde și corzile care, de unde și le procurau și cuiele astea. Că înainte făceau crestătura aici și puneau corda, nu aveau burghie să le sfredeală cum s-a acum. Nu era înfundată, era numai simplă, masa ținea rol de fundul instrumentului. Și 6 corzi, atât avea, cu care m-am învățat eu pe la 6-7 ani, atât avea. Taică mi-a confecționat-o cu jilăul lui, cum a știut el și mi-a făcut-o. Notele după mintea lui și le-a pus, dar le-a pus bine, cum alții mai târziu, poate profesor, nu le-a pus bine. Așa, după mintea lui de țăran. Și cu aia m-am învățat. Prima melodie a mea a fost Vecină, dragă vecină. Îți curios cum sună... Cum sună Vecină, dragă vecină? Da. Prima melodie a mea. Găseam asemenea țitere
Le găseam în casa fiecărei familiei înstărite? Aproape, în fiecare casă se găseau. Și chiar la noi, aici pe valea asta, în vreo 3-4 familii aveau țitere. Eu când m-am căsătorit aici, am mai găsit de alea prin podul caselor, pe la oameni părăsite, și una chiar am dat-o la muzeul școlii, așa simplă cum era. Și apoi, pe urmă, astea le-a comandat un meșter prin anii 80, adică profesoara Pogan. Ați auzit de dânsa, șefatul nicăreaselor pe țară? Da, da, am auzit. A murit, fie iertată, că și ea, împreună cu mine, ne-am hotărât să le punem în valoare. Și am dat la un meșter lecit în sat, a murit și el, să-l fie iertat, și-a făcut 10. Una ca alta a făcut-o așa, meșter priceput, tâmplar. Nicolae Coroiu a prins drag de acest instrument unic de copil. Provine dintr-o familie de muzicanți. Tatăl său cânta la taragot. De peste 40 de ani învață și copiii din sat să cânte la țâmbă. Am cântat vreo 5-6 ani la Căminul Cultural, la Cântarea României, cum era atunci, pe timpul acela. Pe urmă, după Revoluție, prin 2004, le-am transferat de la Căminul Cultural la școală. Și am, într-o zi, hai să o duc în clasă. Acum, duceam vioara eu la orele de muzică și așa la copii. Dar hai să le duc țâmba, să vedem ce părere au. Au fost foarte încântați și de acolo s-a înghebat prima formație, Crăișorul, cu 4 copii. Pe urmă cu 6, pe urmă cu 8. Am participat la Târla Găina la un concurs, Cultură pentru Cultură, și doamna Elize Stan, fiind în juriu, a pus ochii pe noi și ne-a invitat la București la Festivalul Național de Folclor. Ce încântați au fost copiii, că au mers acolo. Cum au fost copiii după acea experiență? De-a învățat la țâmbă? Au învățat, pentru că eu le-am pus note. Ei, notația abia din clasa 3-a, 4-a o fac. Și eu le-am pus notele aici și pe urmă am scris pe tablă și le-am memorat așa. Și atunci s-au dus după melodie și după auz și după note. Și am ajuns toată formația să cânte la fel. Ca și într-o orchestră din asta simfonică. Văd că are 4 corzi. Da, 4 corzi. Asta cum duce melodia. Duce melodia. Și asta la alte formează armonia melodiei. Pe copii am învățat marșul lui Iancu din Țara Moților, hora Iancului, cântece pentru copii și tineret școlar. Am 2 țarine și urma, în proiect din nume pensiona, mai făceam cu ei și alte. Cum ați debutat dumneavoastră cu proiectul ăsta, așa și eu am vrut. Aveam în proiectul meu să mai realizez ceva. Cum sună o țarină? O țarină, da, vă cânt țarina de la Albac. Astea n-au trecut neobservate, autoritățile statului român v-au recunoscut prin a vă oferi un titlu de tezaur viu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră asemenea distincție? N-am știut prima dată ce înseamnă când am auzit la nivel de județ. Mai erau 4-5 tezaure în anii vii. Chiar un consătean care cânta foarte, foarte bine la tulnic a fost declarat, i s-au întocmit actele să devină tezaurul uman viu. Pe urmă, după ce au descoperit și asta, la propunerea, cred că a lui doamna Elize sau lui domnul președinte Dumitrel, președinte Consiliului Județean. Atâta i-a plăcut, a fost așa în comună la noi și au văzut copiii și asta. Și cred că și dânsul a pus o proptă bună, cum să zice. Era ceva nou, era ceva inedit pentru ei. Da, și s-au hotărât, să-mi acorde și mie. Țâmba, țitera moțească, s-a păstrat doar în cătunele de aici. Este mai rudimentară decât țitera clasică, pentru că așa o făceau țăranii din satele apusenilor, dintr-o bucată de lemn și câteva coarde bine acordate. Iată că voi aveți iarăși un tezaur uman viu declarat de Ministerul Culturii, o
persoană foarte preocupată de ceea ce face. E vorba despre acel meșter popular care acordează țâmbe. Instrument unicat întâlnit în județul Alba, în localitatea Avram Iancu. Credeți că ar trebui revitalizat acest instrument arhaic și oare ați reușit ca să motivați tinerii să se preocupe de acest instrument? Așa este. Este vorba despre profesorul Nicolae Coroiu, declarat tezaur uman viu al României. Dânsul locuiește în Avram Iancu, județul Alba, singura localitate în care se mai păstrează interpretarea la țiteră, termenul folosit de noi în județul Alba. Și domnul profesor, într-adevăr, chiar are o pepinieră de tineri pe care îi ține aproape și îi învață secretele țiterei. Noi deja am demarat primii pași în realizarea unei clase în cadrul Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură, dar pentru anul viitor ne-am propus să deschidem și o clasă de fabricare a țiterelor și să mergem de la procesul de fabricare până la interpretare și educația tinerilor spre acest instrument. În județul Alba mai găsim asemenea instrumente? Nu. E singurul, numai în comună, nici în Vidra nu găsești, nici în Albac, nici în Scărișoara sau unde mergi. Numai aici, cu George Jones, nu știu. Nu-mi dau seama. Este vreo explicație? Explicația ar fi că moții noștri, acei autohtoni, s-au gândit, mergeau la torcării, făceau, adică șezători. Făceau și cântau după ea. Unul cânta cu fluiera, țâmba o acorda după fluier și atunci îi băgau o crișenească, să vă cântă o crișenească, un joc. Și apoi se puneau după ce li se strepezeau dinții săraci de tors la bietile femei, mai beau niște țigher, sub ghemere, țigherul. Beau și s-apucau pe joc. Și atunci Nicu Coroi, dacă era cu țâmba, le cânta. Le-am și cântat în tinerețe, dar până m-am mai specializat și eu, că nu cântam la început chiar așa bine. Era lumea atunci când le cântați. Da. Păi, le plăcea, că era altfel era lumea, nu ca acum. Acum e vezi, butonează, fac mai. Săracii oameni abia apucau să trudiți de lucru la sfârșitul săptămânii să facă ori un joc sau o clacă de asta, de câlți. Mergeau 8-10 femei și ajutau o femeie mai săracă. Îi torceau toți câlții și așa se perindea și se lăsa cu joc. Făceau câte o crampă de prună, crampă, adică o țuică fiartă, la mod să ziceți, crampă, și s-a apucat pe joc. La joc cu ce instrumente mai erau în afară de... Erau și taragoate, dar nu erau taragoate cum avea afărcașul. Erau făcute din lemn de paltin, de buzești ăștia, vecinii noștri de pe Stădeal din Hunedoara. Erau inventivi, moții. Inventiv, da. Și cântau, și taică-miu cânta la taragot, de ce la... Era cam tip fluier, nu avea clape. Și cu... platină, de aia le făceau rost de pe țară, aduceau platine și le... Oare am mai găsit acele taragote vechi? Nu. Alea au dispărut, așa. A fost când eram eu în primii ani de dăscălie acolo într-un cătun la plai sus, era un orb, îi zicea Mihaiul Bumbului, și avea un taragot de acela vechi. Știu că mergeam și cât într-o pauză mergeam să mai cândinez un taragot. Era să fii dascăl pe satele astea, pe cătunele astea din Apuseni. Știți, cu domnul Țăranu, făceai apostolat, nu altceva. Plecam, deci după ce m-am căsătorit, în 1972,
mergeam acolo în cătunul la 10 ani am stat în cătunul la sus, aproape de Biharea, și 7 km făceam pe jos, de multe ori iarna, zăpadă până în brâu, predam la 4 clase odată, simultan. Și așa m-am chinuit 10 ani. Pe urmă, domnul primar, deci de la centru, care era, când s-au gândit să mă aducă la centru de comună sau la Târsa, la o școală mai apropiată, și să fac muncă culturală și profesor de muzică. Deja m-a trecut de la 1-4 pe catedră de muzică, mozaic. Dar acolo câți copii aveați? 17, 18, cei mai mulți și cei mai puțin 9, 10. Acum mai găsim copii acolo sus? Nu. Nu. Și acel, în centru de comună, înainte de a mă pensiona, am avut 16 copii în toate 4 clasele. Să depopulează. La început, comuna noastră avea 5.000 și ceva de locuitori, 33 de sate. Sunt sate, sătulețe de astea, erau cătune, normal, din 20-25 de case. Acum sunt cătune care au dispărut complet, nicio casă nu mai este, adică sunt pustii, dar nelocuite. Au început să vină de la oraș. După ce se pensionează, da, încep să vină. Aici, în dreapta dumneavoastră, avem o țitără care nu e încă complet echipată. Nu e completă, da. Aici m-am depus cuile de acordaj, notele le-am fixat și o singură coardă ca să mă ghidez dacă sunt corecte puse. Care e secretul de a acorda, de a pune notele, cum sunteți dumneavoastră? Păi mă ghidez puțin după asta veche. După dar intervale? Pot, da, pot să fac și fără. Mă duc de la prima notă, corda liberă e sol. Mă duc pe la, de la sol la la trebuie să-mi sune o notă întreagă. De la 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 si, iar o notă întreagă. Între si și do, deja am semiton. Aci trebuie să-mi sune jumătate de ton. Și mă duc liniștit, fără să mă uit pe asta. M-am specializat în asta, oricând pot sune. Nu se știe când a apărut. În timpul Imperiului Austro-Ungar, mai de mult. Nu știu. Tatăl dumneavoastră le-a moștenit de la tatălui? De la bunicul meu, da. Acolo unde erau, eu din Târsa deloc, acolo mai toată casa avea țâmbă. Mai toată casa. Era tradiție așa să... Și știau toți să cânt? Da. Care aveau un pic de ureche și simt muzical. Trudeau și alții să mai dea pe ea. Cum ar suna un cântec patriotic la țâmbă? Vă cânt că sunteți în Țara Moților, Marșul lui Iancu. Ce-i confecționată țâmba? E o cutie de rezonanță din lemn de brad. Partea asta e din fax sau din frasin, care e mai tare țin cu ele, trebuie să fie și... Aici are un prăgușor mic, un prăguș, ca la vioară, și aici la fel, și prăguș în spate. Și acolo unde e partea aurie, unde e placheta? Partea asta, aici ca să nu se roadă lemnul, o pus un plexic. Am pus un plexic, un plastic, mai dur un pic. O să vă cânt din Oda Bucuriei. Nicolae Coroiu ne mărturisește că nu a plecat și nu ar pleca niciodată din satul său. Aerul și apa sunt bune, zice el, și oamenii.
dar mai ales copiii cărora le-a fost dascăl. Le-am însuflat copiilor darul ăsta de a cânta, pe urmă și le-am dat imbold să ducă mai departe. Odată cu noi, care suntem tezaure umane vii, au intrat în patrimoniul UNESCO. Nicolae ne-ar mai povesti despre țâmbă și ne-ar mai cânta și despre bucuriile și durerile sale și ale moților săi. Am lucrat pe la pădure, la însămânțări. Îl vine să plânge acum că noi am pus sămânță, deci sunt brădus puși de noi de acum 60 de ani, eram copil, 50-60 de ani. Și îți vine să plângi când îi vezi pe remorcă cum îi duce înspre Câmpen sau spre Sebeș. Sebeș, da. Poate din brăduții sădiți de Nicolae Coroiu în copilărie și rămași încă în picioare, se vor mai face câteva țâmbe care să mai răsune pe Valea Arieșului. Nu, n-am trăit degeaba pe lume, așa. Am lăsat o moștenire mare, măcar.